Un tren încărcat cu cereale a deraiat în sudul Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de ieri pe segmentul de cale ferată Culmea-Ciadărlunga. Potrivit responsabililor de la CFM, circulația pe acest tronson a fost sistată, dar va fi reluată abia în câteva zile. Aproximativ 50 de angajați ai CFM lucrează intens la înlăturarea consecințelor. Trenul cu 61 de vagoane marfare se deplasa de la stația Basarabeasca din sudul Republicii Moldova spre portul Reni din Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare, din cauza temperaturilor extrem de înalte, șinele și-au pierdut din rezistență, iar 6 vagoane s-au desprins și au deraiat în apropiere de satul Joltai. Pentru a elucida cauzele și circumstanțele accidentului, la fața locului s-au deplasat reprezentanții GSU și o comisie specială de la Calea Ferată din Moldova. Nu au fost careva victime, este vorba doar de utilaj care a deraiat. Urmează să fie creată o comisie tehnică care va stabili circumstanțele exacte a cauzei producerii accidentului. Cele 6 vagoane care s-au răsturnat erau încărcate cu câte 60 de tone de cereale. Acestea vor fi colectate și depozitate. Este o tehnologie și o practică de colectare a celor răsturnate. Nu s-au răsturnat multe, adică nu multe au ieșit din vagon. Majoritatea au rămas intacte, vagoanele. Deci, va fi curățate, încărcate și deja, conform procedurilor, se prestabilite, se vor deplasa într-un loc anumit. Potrivit reprezentanților CFM, circulația pe tronsonul Culmea-Ciadărlunga va fi relansată în câteva zile.